Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Institutul Național de Statistică anunță în această dimineață că prețurile vor crește în perioada următoare cu 25%. Și este extrem de importantă în acest context informația celor de la INS, pentru că în mod normal această instituție nu face previziuni, ci se bazează pe date concrete. Stăm de vorbă în acest moment cu domnul Adrian Izvoranu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Izvoranu, cum comentați această estimare a celor de la INS, respectiv o creștere a prețurilor cu 25%, bazându-se pe declarațiile managerilor de societăți comerciale? În niciun caz. Nu cred că vreun manager de societate comercială declară. Vă dați seama că eu, dacă aș face treaba asta, aș închide prăvălia, că nu se face așa ceva. Și dacă ai de gând să faci așa ceva, nu anunț public așa ceva. E un sâmbure de adevăr în toată chestia asta. Oricum era treaba INS-ului să facă așa ceva și mă mir că își bagă nasul unde nu-i cerbeu ala. Să vă spun, scumpirile anunțate, unele deja efectuate, unele în curs de a fi efectuate, la carburanți, la energie și cam atât, adică astea sunt esențiale, sunt de natură să ducă la o creștere a prețurilor. Dar ponderea acestor prețuri în costul final al produsului nu este atât de mare încât să justifice o asemenea creștere. 25% este un procent imens. Este o precriză asta. Așa ceva nu se întâmplă decât în situații foarte dramatice. 25% e mult. E extrem de mult. Cine face așa ceva, face o politică sinucigașă. Pe de altă parte, se pare că guvernul are tot interesul să facă treaba asta, pentru că o scumpire a prețurilor, nu cu 25%, ci undeva între un 5 și 8% probabil, presupun, asta ar fi o mărire logică și previzibilă, asta îi aduce și guvernului creșteri la încasări, la TVA, la impozite, la toate taxele și așa mai departe. Dar, repet, 25% este exagerat și... Da, aveți o explicație de ce a venit INS cu aceste cifre în condițiile în care INS ar trebui să se bazeze pe statistici bazate pe date concrete, nu pe estimări, nu pe previziuni? De ce au făcut-o? Habar n-am, nu știu. E rău că au făcut-o. Adică așa ceva, în primul rând, că ar trebui... Habar n-am, nu știu cine sunt șefii lor, dar ar trebui să-i tragă de urechi, pentru că așa ceva nu se aruncă în piață.